În această seară vorbim despre o tânără din satul Rediul de Sus, care ar fi fost violată de un bărbat din satul vecin, chiar în propria ei casă. Vestea a picat ca un fulger asupra soțului și a familiei femeii, care, pe zi ce trece, își pierd speranța că presupusul agresor va ajunge să răspundă în fața legii. De la cine ai aflat vestea? De la mama mea soacră. Îmi spun că doinăsul a violat, s-a bătut joc pe cușini. Rămas, dar nici nu credeam, uimit. Tu îl cunoști pe bărbatul pe care Doina îl acuză că ar fi violat? Da, noi împreună suntem dintre același sat. În general, nu v-ați mirat cum să vină Sasha cu poliția? De ce îl caută? Dar m-am mirat de atunci și eu întreb, Sasha, ce s-a întâmplat? M-a violat-o pe soră. Dacă ai mai da ochii cu el, ce ai fi făcut? Cred că, în primul rând, l-aș întreba altceva. Tu cât ai băut? 5. 5 sticle de vin? 5 de stacane. Și Doina? A băut și ea? Da, o servire, două pahare. Am aflat că la un moment dat a apărut ideea să mergeți la o saună. Da. M-am dus înapoi în cameră la mine, cum își dea la computer, l-am lovit cu picior. Și l-am apucat și l-am dus lângă soara. Și l-am întrebat, e drept ce-ai făcut? Văd noapte prin somn cum parcă un stres ca când o zbate, parcă și... Tresare. Da, tresare. În această seară vorbim despre petrecerea unor prieteni care s-a terminat groaznic pentru gazdă, o tânără mamă care susține că a fost violată de unul dintre petrecăreți. Bărbatul bănuit de violul tinerei, în propria ei casă, a venit astăzi la noi. Ce ne va spune Gheorghe Dreavu în apărarea sa? Vom afla imediat. Îl invit să intre în platou. Nu știu dacă ai observat cine este astăzi la noi în studio. Da, îi cunosc. Îi cunoști pe toți? Da, da. Inclusiv și pe Vasile? Da. Știi cine este el? Da. Că este soțul Doinei. Da, da. Uite, acum sunteți față în față. Da. Poate ai să-i spui ceva lui Vasile. Am mult să-i spun. Te rog. Vasile, știi că Doina umblă cu mine? Și bă, nu a fost. Nu a fost? Poate că era fată mare, să spun așa. Dar căsătorit cu mine niciodată. Nu cred asta. Chiar și... Nu crezi, ori... Nu-i drept. Poți spui și lumea din sat. Poți spui tot satul. Spui. Eu tare bine știu și n-are cum că el a fost mult acasă. Și bunica e acasă, permanent. Dar el nu a fost la școală. El la școală vine, dar pe acasă era bunica. Știe că e în casă. E, nu ieșe seara din casă. La ora 12. Eu seara vorbeam pe scați, pe viper, cu dânsul pe casă. Da, eu. Ziua o sunam. Când o sunai tu pe viper, eu eram la tine în casă. Smișiuni. Dai să-ți smișiuni. Și să-ți gătești. Nu, mișiuni, mișiuni. Cum? Eu îți spun cum e. Dar noi, baie brușeala, n-are cameră, da? La mine fetița înțelege și fetița strigă, mă, tata, este gheaghea în casă la mama. Tata este așa, fetița-i mare la mine. Fetița era parte și el la tine. Bunica intră în casă, bunica intră des în casă. Noi eram la Sasha în cameră. Eu nu-mi pot spune mișiuni. Eu spun, cum a fost. Eu vrei, crede, vrei, nu cred. Spune eu spun ce și este. Eu sunt convins și eu tare gine știu că ieri ceva cu tine nu a avut nici să vorbească, să vii tu. Nu spune nimic, că... Eu nu spun nimic. Lumea vede și aude. Tu ești vinovat și tu... Eu nu ești vinovat cu nică. Tu cauți dreptate. Eu nu mai caut nicio dreptate, nică, și nu suntem numai noi doi. Tu trebuie să gândești că este copil între noi, înțelegi? Nu, da, ești copil. El trebuie să gândească, nu să mă sune pe mine. El n-are numărul tău. N-alarea, muia n-alarea. N-a venit. Eu de fiecare dată când venim acasă, îi controlam, chiamat, am pe telefon să zicem și numărul. Ia suta la mine, la dânsă, să așa, să ne uităm. Și eu tare bine știem, și apoi număr și deși așa, și așa, regădești tot și eu. Dar cum, eu am venit prima seară, am ajuns la tine. Atunci, prima seară am fost la tine. E când faci eu, apar cum faci eu trecătorii, tu ai venit. Da? La dânsă, pentru că nu eram acasă și nu știam. Da, pe mine m-a sunat. Cine te-a sunat? Tu cu Sasha m-a sunat. De cine a vorbit? De pe numărul meu, de cine a vorbit? Sasha. Te-a chemat cineva la mine? Sasha m-a chemat. Sasha nu te-a chemat. Tu singur ai spus că mai pe seara îți vii în sat. Și îți vin să vă văd. Voi unde știți? Și Sasha a spus că așa la mine. Și tu când ai venit în sat m-ai sunat și te-am spus la mine, da. Tu ai spus hai că intră. Zic că intră. Așa a fost? Da. Gheorghe, ai început cu altceva. Vreau să știu totuși. Ai încercat să-i spui lui Vasile ceva. Și anume, faptul că tu ai avut o relație cu Doina? Da. În timp ce ea era căsătorită cu Vasile? Da. Și nu numai o dată.
Voi erați amanți? Da. De când durează relația voastră? De jumătate de an în urmă. A început relația? Da. Tu știai că ea este căsătorită? Da. Nu te-a reținut acest fapt? Eu am întrebat-o pe dânsa și eu zis că nu vrea să trăiască cu Vasile. Așa a spus? Da. De ce? Ți-a spus și motivul? Nu știu, el ne-a spus că... Eu am zis că, da, le mi-a schimbat pe cineva cu... pe Vasile, până la mine. Eu zis că da, tu ești a patrule. În căsătorie? Da. N-ați rășini măcar? Eu spun și ei și ne-au zis. Eu spun și ei și ne-au zis și dar pot să ascund eu. Cum să te apropii tu de Doina? Cum ați reușit voi să vă apropiați? Ți-ai minte prima discuție? Da. Când a fost asta? Cum a fost? În sat a fost la stanovcă, la dâns și s-a făcut pe stanovcă nouă în sat. Și acolo era muzică într-o seară. Erau mai mulți. Ți-ai minte, Sași? Când am venit eu cu motociclă. Da. Și-am luat-o pe Doina și m-am dus în deal. Nu. Nu ți-ai minte? Nu. Dar de ce ai luat-o? Motociclă ai văzut când am venit. Dacă n-am luat-o pe Doina și m-am dus în deal. Dar ți-ai minte, clar, nu eram bat. Nu ți-ai minte. Și m-am dus în deal în marginea satului, acolo ne-am întors. Eu mă strângeai din spate, mă pupa. Din start, așa? Da. Ea era servită. Era servită? Da. Și tu i-ai răspuns? Nu te-a speriat faptul că, uite, o femeie căsătorită îți face avansuri? Nu. Zi-mi, te rog, ție îți place de Doina, ca de femeie? Nu. Dar de ce ai legat o relație cu o femeie care nici măcar nu-ți place, dar este căsătorită și sunt atâtea dezavantaje pentru această relație? Tu înțelegeai doar, ești bărbat mare. Eu am întrebat-o pe dânsa. Zic, tu le-mi schimbat Vasile până la mine. Dar de ce te interesa acest lucru? Pentru că știu că să nu fac ceva cum ne-a făcut Șamuia. Și care a fost motivul ei, dacă ați fost doi iubiți, pentru ce ea a făcut această zarvă? Ca să nu audă Vasile să că ei ne-au zis că, zic, Doina, dar ce ai spus tu că eu pe tine te-am violat, dacă tu... Noi și ne-am mai culcat mai înainte. Deci că eu v-am zis atunci că să nu sunați la poliție, că eu stau să mă liniștesc, dar m-a văzut Sasha și cu fratele meu Sasha și m-a spăriat și Vasile... Eu mă gândesc, după cum mi-a spus și ea, că ea să vrut să te iei și pe tine în bai, nu mai vine plângând și nu mai vine la mine în casă să-mi spune nimic. Și plângea în față la soacră mea pe Skype, pe plângerea când e. Acum zi-ne, te rog, ce s-a întâmplat? Doina, în ce stare era, apropo, când Alexandru a plecat la baie? Tot ca nu era în stare de ebrietate. Era beată? Da. A băut mult în acea seară? Nu știu cât a băut. Și ce discuție duceați în timp ce Sasha era plecat în baie? Ce-ți spunea Doina? Nu mai țin minte atunci ce discutam. Așa? Și mai departe, ce s-a întâmplat? Mai departe, Sasha a fost în baie, s-a dus cu prietena lui la dânsul în cameră, Doina a luat ștergarul și eu zis, Sasha, îți duc în baie. Cărui Sasha? Sasha. Celălalt Sasha? Celălalt, da. Așa? Să se ducă cu ea în baie? Da. Alexandru. E drept așa ceva? Nu este de râs deloc. Nu ți-am minte, nu așa ceva n-am avut. Alexandru, poate erai atât de beat că nu ți-i minte, pentru că din povestea ta se înțelege că erau multe lucruri care ți-au scăpat. Ți-aduce aminte ca Doina să te fi chemat în baie? Nu ți-am minte. Nu ți-i minte. Gheorghe, povestește-ne mai departe. L-a luat în baie și l-a zis că Doina a zis, tu ești bat, întoarce-te înapoi. Așa a spus, Alexandru? Spune-o cum eram servit, nu ți-am minte. Și ne-a zis nici să mă duc din în baie. Deci l-a întors pe Alexandru și te-a luat pe tine de la bucătărie cu ea la baie. Da. Tu înțelegeai pentru ce te ia ea la baie? Da. Probabil nu se spele spinarea. Și ce s-a întâmplat între voi în baie? Cât ați petrecut acolo? Vă 10 minute ne-am băit. Vă 3 minute am stat. Pe urmă ieșit. Vreo 3 minute ați mai stat? Da. Atât a durat actul sexual? Da. Care a fost benevol? Da.
Din ambele părți? Da. Tu poți să juri aici, în platoul nostru, că tu n-ai forțat-o? Nu. Pot să jur, da. Că n-am forțat-o. Spune-ne, te rog, atunci, care ar fi fost motivul Doinei despre care tu spui că ea avea o relație cu tine, pe care tot din inițiativa ei a început-o, așa ne-ai zis, că ea te-a sărutat, te-a cuprins prima. Care a fost motivul ei, brusc, să te denunțe ca un violator? Nu știu, chiar mi-a spus că a fost la Moscova cu Vasile și Vasile s-a sfădit cu Vasile din cauza la asta. La Moscova, el... dar gine știu, e de când tot știm grea la Moscova, dar gine știu. Nini a zis că s-a sfădit cu tine din cauza la asta și tu ai vrut să o arunci la 5-le etaj. E nini a zis asta. La 5-le, dar până la moi că-s 2 etaje. Eu nu știu de asta, Sasha, că eu nu știu unde trăiești tu și unde lucrezi. Și ea a zis, deci ea ți-a povestit că Vasile bănuia de relația voastră și a amenințat-o chiar cu moartea? E așa ne-a zis. Și am zis că, da, păi, da, ce e zis? Deci că Dani e tot un așinăț, el, dar el nu m-a amenințat că îți vei și-a să mă umari pe mine și-a să ne iei fata. Păi așa ceva ei nu vorbit. Asta când ți-a spus ea? Cu cât în seara timp? Aceea. Chiar în seara aceea? Da. Unde, în baie ți-a spus? Da. Sau deja când plângea? Nu, în baie ne-a zis. Și plânsul ei, cum explici tu? Nu s-a prefăcut? S-a prefăcut, oare așa a fost, eu nu știu ce a fost, eu spun și ne-o spus ei. Dar zi-mi, te rog, momentul în care voi v-ați făcut treburile în baie, așa cum povestești tu. Și cam în decurs de 15 minute ați ieșit de acolo. Cine și cum a ieșit? Probabil că ați luat niște măsuri de precauție ca să nu vă vadă nimeni. Sasha Alexandru. El a ieșit afară și striga. A strigat, noi l-am auzit strigând din baie. Pe cine striga? Pe noi ne strigai, da? Iar nu ții minte. Alexandru, deja pari comic. Deci tu brusc ai amnezie. Deci tu ți-aduci aminte de acest moment, când ai ieșit afară și a început să-i strigi? Nu. Și ei ne-au zis că stai să mă îmbrac eu, să ies prima afară, când ați ieșit mă amândoi ca să ne vadă. Ori frate, nu știm cine strigă, să așa fratele, ori să așa prietenul. Și zic, bun, și apoi să ieși tu. Și eu s-a îmbrăcat, a tras halat, s-a îmbrăcat și a ieșit. Eu a ieșit mai pe urmă. În ce stare era? Era calmă? Era bine mersi? Da. Deci, Doina trebuie să fie o actriță foarte bună ca să-și provoace un plâns, plângea tare? Când ai văzut-o tu? Asta ții minte? Da. Slava Domnului. Cât de tare plângea? Plângea cum? S-a riat. Era roșie la față? Se vedea că este zbuciumată? N-am observat. A doua zi a plecat la... În dimineață, în ziua aceea, la Nanaia. Trăiește, nu departe de noi. Și a cuprins-o și a plâns și s-a descărcat tot. I-a spus tot cum s-a întâmplat, cum așa. Cum a fost. Tu cunoști foarte bine pe soția ta. Zici că v-ați întâlnit de mult timp, da, sunteți căsătoriți. Zi-mi, te rog, dar de ce ai pomenit tu aici, așa, întreagăt, că îi verificai telefonul foarte, foarte atent? De ce? Când vineam acasă, chiar la Rusia, nu? Mi-a spus că dă să mă uit în telefonul tău și tu întreabă eu. Și mă uitam pe la numere, mă uitam pe... Pentru că nu vă credeați unul pe altul? Nu aveați încredere? Nu, aveam încredere, dar așa un mic... Tot din inițiativa ei? Vă verificați telefoanele? Așa, sau tu veneai? Așa, nu, așa, într-un sens, într-un mod. Vasile, spune-ne sincer, tu vreodată ai bănuit-o pe Doina de că te înșeală? Cu cineva, cu oricine? Niciodată. Niciodată? Niciodată. Știam pe bine și o cunosc foarte bine pe dânsa. Георгий, скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с вашей женщиной, которая беременная? На какой месяц у нее беременности? Прямо луна. Полуна. Hai să vedem cine va spune concubina ta. Despre sarcina ei, dar și despre situația în care ai ajuns. O invit în platou pe Marina Gașpar. Să o întâmpinăm. În ce termen de sarcină ești? 2 luni. 2 ai. Ai fost la medic? Până când nu. Nu? La un examen total, nu. Marina,
Dar, uite, îmi pare rău că în această stare te-am chemat aici să discutăm despre o temă extrem de neplăcută pentru o altă femeie. Știi despre ce vorbesc? Da. Și știi cine este acuzat de viol? Da. Ce crezi tu despre asta? Eu cred că nu a putut el să facă asta din motiv că deja de un an de zile de când suntem împreună, putea să aibă acasă un comportament agresiv, un comportament cât de cât bănuitor, dar el cu mine se comportă frumos. Eu nu am... Nu ai ce să-i reproșez în relația voastră. Da. Dar Gheorghe afirmă că el totuși a întreținut relații cu Doina în ultima jumătate de an. Da, asta în timp ce era deja în relație cu tine. Tu știai despre asta? Nu, acum am aflat. Acum, eu știam, dar... Știai? Nu știam în momentul când el avea relații cu ea sau când era în relație cu mine că are relații cu ea. Acum, de la cazul ăsta, deja asta... Dar zi-mi, te rog, tu bănuiai ceva? Că, uite, el mai are o femeie... Nu. Când ai aflat și cum ai aflat despre faptul că iubitul tău este acuzat de viol? Am aflat că au venit la mine doi polițiști și au întrebat de el. Am întrebat ce s-a întâmplat, a spus că a fost săvârșit o bătaie, ceva de genul. S-au bătut sau... și atât. Mai apoi, mai târziu am aflat că este învinuit de viol. De la în cine? Aceeași zi am sunat o nepoată de-a lui Gheorghe, Elena. Și ea mi-a spus că e învinuit viol. Cum ai primit această veste? Șocant. Îți venea să crezi? Nu. Dar ce decizie ai luat tu, uite, în sinea ta atunci când ai aflat asta? Că-l ierți și că-l vei putea ierta încă o dată? Că-l iert și voi încerca să-l susțin și să-l ajut dacă într-adevăr spune că e binevol și adică într-o mare măsură eu am înțeles că Doina-i mai mult. L-a ademenit. Da. Dar cine ai putea spune tu despre Doina? Cum este Doina? Chiar o crezi așa ușuratică cum povestește Gheorghe? Că uite, își schimba în stânga și în dreapta, își înșela soțul? Eu nu pot să vă spun despre Doina că și înșela soțul în stânga. Doar ce am auzit. Am auzit despre cazul că ea l-a auzit de naștere, la ziua ei sau la ziua nu știu cui acolo. A încuiat oaspeții în casă, a plecat în Beci, a avut relații sexuale cu alt bărbat. Nu știu cât e de... De la cine ai auzit asta? La lumea din sat. Deci lumea o vorbește pe Doina? Da. Nu cred nimic. Eu cunosc foarte bine pe dânsă și nimic nu cred. Este să vorbe inventat care e fost pregătit ca zi vorbească așa vorbe. În această seară vorbim despre un caz de viol care ridică mai multe semne de întrebare. Victima, o tânără de 21 de ani, s-a plâns rudelor și soțului că a fost forțată să întrețină relații sexuale de un bărbat care a fost oaspete în casa ei. Acesta, la rândul lui, nu neagă faptul că ar fi făcut sex cu tânăra, doar că, în versiunea lui, totul ar fi fost benevol. Mai mult, el afirmă că femeia era amanta lui. Pretinsa victimă va intra în scurt timp în platoul nostru. Tot atunci vom afla și rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care tânăra a acceptat să-l treacă. Dar până atunci, haideți să-l auzim pe unchiul femeii care a venit să facă dezvăluiri șocante despre trecutul presupusului violator. Îl invit în platou pe Alexandru Șaramet. Tu ești așa un magare că nu trebuie să ajungi pe aici, trebuie să ieși din mutul tău închis. Să-i bătut eu, m-a trăsat dreapte. Și apoi mi-a ieșit la soș, pe dealul soș, le-ai bătut eu. Eu tot în trei zile tot am aflat amuia. Că care cu oameni care la tine din mahala trăiesc, știu că mi-a spus. Tu și ești maniacă. Frate, tu s-a bătut joc de capră, bre, de animal. Strigă la tine, nu strigă la mine. Ați mă scola mușa până să te văd în panul de bajon. Nu cred. Nu cred. A ce trebuie să faci mi-a capul în casă când te-am prins? Ce? Și mai prin. Când Sasha s-a repuțit la mine? Cu ce, la tine s-a repuțit? Da, cu ce? Băi, eu te-am scos să tine din mâinile lui și s-a trimis acasă și sună la poliție când trece acasă și dacă se bătă eu de doar. Tu încă scoate întâlnit variante și de un pitul la gât,
Fă cuțit la gâtele, poate era și capul jos. Poți să-ți iei cuțit la gâtele? Nu, eu cuțit tot. Cuțit la gâtele. Eu ceva de cuțit tot, am auzit tot, știu. Sașa, tu ai văzut cuțit la gât? Așa la nu era în acolo. Cine nu era? Sașa era cu doi ani. Cine și de ea, nu eu, când am intrat, cine s-a scos jos? El și de ea în ugăloc. Eu îmi cer scuze că intervin, dar eu în ziua când am aflat despre asta, eu am telefonat-o pe Doina. Am telefonat-o, i-a spus că a venit de la medic, de la expertiză, de la nu știu ce. Și mă întreabă ce s-a întâmplat. Acum spunem tu ce s-a întâmplat, pentru că eu nu știu nimic. I-a spus că el a intrat în baie peste mine, m-a trântit, nu știu ce acolo. Și la un moment dat a spus că fratele meu a luat și a pus cuțitul la gât, dar eu am strigat la el că pentru toate este lege și adică mai bine să intervină poliția decât el să-l taie cuțitul la gât. Asta sunt cuvintele lui Doina. Eu nu pot acum să... Pentru că eu nu am înregistrat, dar Doina a spus cuvântul de cuțit. Alexandru, cuțitul era sau nu? Nu, cuțitul era pe masă. Eu, când el a ieșit afară, sunt cald, s-a dus. Eu am strigat, dacă îl mai prind pe drumuri, pe la mine, pe Nograd, da, eu pe dânsul tăi. Dar eu m-am dus în casă și am luat telefonul și am ieșit și am stat la poliție. Domnule Alexandru, ați intrat aici și ați spus ceva groaznic. Deci, ca să înțeleg, ați aflat că Gheorghe și-ar fi violat propria mătușă? Da. Și în două cazuri adesea. Eu am aflat la o lume care lucrează cu mine în brigadă. Și era să fac pușcării. Să fac pușcării. Dar tu cum ai spus că ai vrut bani și te-au scos? Cine îți vrut bani? Dar cine mâia primește bani așa, Ian, să dai bani și nu-ți teme? Dar tu și vrei să-ți lucrurească? Te prochede cineva, vă dați să-i spui, n-ați o sumă de bani și scoate-mă de la pușcării. Dar tu nu ți-o dat în cap că ne-ai vreodat pe mătușa? Dar Ian spune, cine ți-o zis? Când trăiei tu cu prima femeie, cu Ioan Popanu și vrei să lucrurești cu asta? Cum nu vreau să știi, bă, asta? Când trăiei cu prima femeie, soție ta, și te dai mâna, și te-ai bătut joc. Din mătușa ta, în timp și altul. Deci nu le bată femeia ta. Se văd joc din mătușa. Și asta nu a văzut nimeni, tot a fost închis, tot s-a închis. Sora ta singură a fost la noi în casă și a rugat pe mama să-i împrumute bani. Nu-i lege, nu-i nică, muia este, atunci nu a fost. Asta a fost cu câți ani în urmă? Muia, mâini, păi mâini, când ai? Aia ai avut 3-4 ani în urmă. Și atunci nu era legea asta oricum, atunci era pe Sovietul Săiuz așa. Aici eu singur am făcut așa. Faptul a existat, dosare nu-s, dar faptul a fost sau nu? Nu a fost. Eu mai am un semn de întrebare. De ce când am ieșit, când noi stăteam la poliție, la Fălești, când ați fost dumneavoastră, Sașa și Sașa și Doina, când a ieșit la domnul anchetator din ce ați spus? Toți ați spus minciuni, toți ați mințit, am mințit și eu și gata. Nu, eu n-am mințit. Eu am spus, mă, voi trebuie să-mi blați, spuneți minciuni. Dumneavoastră așa ați spus, eu am auzit cu urechile mele când ați spus că toți care ați spus, ați scris, ați mințit, atunci am mințit și eu și gata, eu nu știu. Așa dumneavoastră ați spus. Și am spus eu. Da, eu ți-am spus că le duci și am spus la poliție în gura mare, că m-am amăzit. Nu, nu era nevoie să spuneți în gura mare, pentru că acolo nu e atât de... Ați spus. La și școala ai măsat. Așa, tu ai auzit așa ceva? Când îți zic că le duci. Vă spus. Dar nu a spus că el a mințit, dar a spus că noi spunem minciuni. Mie slăi dovadele. Nu, mie așa mi-a lămurit anchetatorul. Deci că toți spun minciuni, măcar la tine s-a aflat drept. Da, nu trebuie să înțeleagă. Și Alexandru, ce ai vrut să spui? Bă, anchetatorul a spus lui Cheșură că nu poți să ne înțeleagă, că unul spune așa, unul spune așa și nu poți să vă înțeleg, asta sunt minciuni. Și de-am o vorbit. De-am pe minim întrebat, mi spune, măcar tu spui drept să afli și mai, mai drept. Și-o văzut acolo și cum și-o fost. Domnule Alexandru, ați pomenit de capră? Da, fratele lui, mai mare. Ce avea cu capră? Nu mă duc eu de capră, că nu era menințit. Și noi. Tușca! Vania, frate! Tu și nu spui și nu spui. Și nu spui de asta. Tu și cazul spun tot mulțumesc cum vrei. Domnul Alexandru, ca să înțeleg, vorbiți de un caz de zoofilie? Poftim? Cred că nu știți termenul. Cu Doina cu Bieșu, tot zici că nu-i drept. Nu-i drept. Dar asta de unde ați auzit despre capră? Tot când după cazul ăsta. Prin lume, așa caz am auzit și eu. Este vorba tot de Gheorghe? A violat și o capră? Fratele lui. Fratele lui, bine, da. Frații nu răspund pentru faptele... Dar el are după două, trei popăci cu desea cu... M-am apucat de mână, mâna mi-a ieșit-o la spate, m-am împins în perete. L-a văzut că nu sprânie cum vrea el și eu mă zbătem, el m-a apucat de cap și m-a pus la pământ.
Deși tu ai zis că n-ai vrut să faci poliția deodată. Pentru că am fost ne clarificăm noi între noi. Doina a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni. Cu adevărat, Gheorghe v-a impus să întrețineți o relație sexuală. Tu ai avut o relație cu Doina? Da. În timp ce ea era căsătorită cu Vasile? Da. Și nu numai odată. Voi erați amanți? Da. Cum ai aflat despre faptul că iubitul tău este acuzat de viol? Am aflat că au venit la mine doi polițiști și au întrebat de el. Doi n-au luat ștergarul și ne-au zis mie să mă duc din sambaie. Tu și ești maniacă! Tu ești așa un măgaric, nu trebuie să ajungi pe aici, trebuie să ieși din mutul tu închis. Te-ai văzut eu că m-a trusat dreapte și apoi mi-a ieșit la soși, pe dealul soși, le-ai bătut. Eu tot în 3 zile tot am aflat amia. A venit timpul să vorbim cu protagonista istoriei noastre de astăzi, tânăra care îl acuză pe acest bărbat că ar fi violat-o în propria casă, în timp ce acolo se afla copilul ei, bunica și fratele. O invit în platou pe Doina Ciochin. Să o întâmpinăm. Doina, eu o să te rog, știu că ți este greu, o să te rog să ne povestești tu versiunea ta a celor întâmplate în acea seară. Totuși, ai stat sau nu ai stat cu ei la masă? Cu ei la frigărui nu am stat. Am luat frigărui de pe masă și m-am dus în cameră la fată și am hrănit fata. Pe urmă, auzim că, adică, cum ei vorbeau la cuhnic, să se ducă la fete. Și am ieșit să întreb de unii bani. Alexandru Croitorov a venit cu bani. Și eu am chemat mașina acolo și au făcut și s-a dus. Jur la orele 10, fratele a sunat și a spus adică să fac focul la baie. Și m-am dus și am aprins focul în altă casă, în sărai. Și tot sunând făcând focul, nu dădeam de dâns. Și pe urmă am dat de Gheorghe, am dat. Pentru că ei, când nu știu din casă, am cerut numărul lui Gheorghe, că adică dacă nu dau de fratele, stau de el. Atunci, că pentru prima dată ai aflat numărul lui, da, de telefon? Da, pentru prima dată. Și de fratele nu predădeam, am dat de Gheorghe. Și el a spus chiar acum, de grabă ajungem acasă. Și în timp ce puneam pe foc la baie, Alexandru Cultorul a venit pe poarta din grădină. Și spune că încă nu a venit ea. Zic, nu, haideam am ușa să mai sunăm o dată. Și în timp ce am pus pe foc și mine, să iem pe scări între casă și sărai, în timp ce el s-a oprit o mașină la poartă. Și eu zic, mai tine că a venit ea. Când am auzit, Sașa, dar m-a ieșit înaintea lor și a venit cu dânsul în casă. Și eu am spus, fratele, du-te și să mai pui dacă vrei pe foc la baie, pentru că eu mă duc la televizor, în cameră, la fată. Pe urmă vine și zice, Lele, eu gata, m-am baiet, dacă vrei, du-te și tu să băiești. Și am luat halatul din cameră, când am ieșit din camera mea și am intrat în bucătărie ca să ies afară, Gheorghe cu Sașa, croitorul, și deu pe scaun la bucătărie, am doi la o scurtă, nu știu, șoșot eu. Eu când am deschis ușa la bucătărie ca să ies din casă, Gheorghe îmi spune, să merg cu tine baie și tu începe să râde. Și eu spun, nu că eu nu mă băiesc cu soțul meu, dar nu cu cineva străin. Am închis ușa, am ieșit și m-am dus. Am intrat în baie, ușa la baie nu sunt cu ei, dar noi ușa în baie când intră într-o cameră și apă în baie. Am intrat în baie, m-am dezbrăcat, m-am vrut în duș. Aproximativ 10 minute, poate și peste 10, între 10 și 15, m-am băit. În timp am stâns apa și când am dat perdica de la baie într-o parte, Gheorghe deja era dezbrăcat, eu n-am mai tras atenția, hainele erau jos, ori poate era dezbrăcat din camera și el, nu mai țin minte. Și când am dat să pășesc. Dar nu ai auzit? Bravo. Baia, camera e așa de mare că nu auzi cum se deschide ușa? Dar cum ne-am dus amândoi din casă? Nu, ne-am dus noi amândoi, tu ai rămas cu Sașa. Deci noi împreună ne-am dus amândoi cu ștergarul, tu erai. Timp? Nu, a zis că s-a terminat de făcut. Ștergarele erau și în baie, în primul rând. Eu m-am dus numai cu halat. Uite, studiam, te greșești. Tu erai cu ștergarul mână de unde doarme fata, de partea cei de mea fata. Cu ștergarul mână. Și l-ai luat pe Sașa, hai în baie. Și Sașa era bat și tu ai zis, tu ești bat. Tu ai spus așa, spun, Ian, și dați-mi voi să vorbești și eu. Tu te-ai uitat la Sașa când știi râd după și ei, cum am spus? Că hai tu, Jora. Și ne-am dus împreună în baie. Și spui mișiuni, eu nici nu m-am dus cu ștergarul, m-am dus cu halatul. Te învățat, Gima, dar te învățat. Când am venit eu, fratele, la tine, și eram îmbrăcate.
în halat. Apoi eu cum ies? Că din baie am venit cu ștergarul lângă mine sau cum? Nu, tu erai ștergarul în halat îmbrăcat, dar cu ștergarul în mână. Hainele mele erau și-o fotografiat poliția, hainele cum își deu jos, cum am îmbrăcat cofta, pantaloni, își deam de sub ce avem la coftă și la pantaloni. Cum de într-o cameră baia probabil că nu este foarte mare. Da. Cum n-ai auzit că Gheorghe a intrat și a reușit încă și să dezbrace? Eu nu știu, pentru că eu nu mai cum, adică în stres, când am din baie, eu n-am observat. Hainele lui erau jos, ori nu erau jos. Eu nu știu. De plastic. Ce-a făcut el mai departe? Ți-a spus ceva? Da, mi-a spus că îmi place de tine. Că eu am așa pășit pragul, l-am mai făcut așa prag de un metru și ceva. Și el, eu n-am spus nici, n-am auzit și am dat, adică să merg mai departe și el m-a apucat de mână, mâna i-a ieșit la spate, m-a împins în perete și cutiișile am fost umflate. Când m-a împins în perete, cu mâna m-am, dacă erau uți perete din plit, că m-am ieșit și cu mâna. Și am văzut că eu am început să striga asta, am strigat la fratele, Sașa, Sașa. Și am văzut că nu sprânie cum vrea el și eu mă zbătem, el m-a apucat de cap și m-a pus la pământ. Nu eu dacă eram bat, zici că eu eram bat. Și tu erai treaz. Da. N-ai găsit ceva, steatru, ce să găsești? Să-mi tragi în cap. Ce să găsești dacă nu era nimic acum? Să știi că comportamentul unei persoane în caz de viol nu întotdeauna înseamnă datul cu ceva în cap. Alții într-atât se blochează, că nici câr nu zic. Alezine, te rog, când ai reușit și cum ai reușit să scăpi de el? El mi-a dat drumul singur. Deci a făcut treaba și a plecat liniștit? A plecat el primul? Apa când eu am sculat de jos. Eu, cum am ieșit de acolo, am luat numai cât halatul de pe mașinca automată de lângă ușă și am ieșit așa până afară. Afară m-am îmbrăcat și am intrat în casă. În momentul în care te-ai dus să te plângi fratelui tău, în cameră era Gheorghe. Da. Nu cred că tu nu l-ai observat. Da, și de lângă ce făcea el? Își de la computer, pune muzică. Gheorghe, tu ai văzut-o? Posibil nu am văzut-o. Nu ai văzut-o? Da, pentru că nu m-am deschis ușa și am spus, Sașa, vin în coa. Și el a spus, da, și plângi și sunt acolo. Zic, vezi, să-ți spun. Și am luat la mine în cameră și am spus, tăi ce-a fost. Pe urmă, eu tot ședem plângând, el s-a dus și l-a dus pe Gheorghe acolo. O deschis ușa la bucătărie între camere, mea și ușa. Și eu tras, m-a întrebat, e drept așa? Și Gheorghe străga, nu, stai că am jos la urez, nu, nu-i drept. Străga așa, adică așa vorbi, străga. Și fratele a început a lovi și Sașa, în timp ce a venit moșul. Noi am întrebat atunci pe Doina și eu și tu. Da, eu am întrebat-o. Te-am întrebat întâi pe tine. Da. Dar e drept? Tu ai spus că nu. Stai să-l amurez. Și Doina... Am întrebat-o pe tine. E drept? Eu îți că da. Doina nu a zis nimic. Nu am zis nimic, am zis da. Știi, după ce te-o tras tu când ai căzut jos la podeaul, o dat nanușură în casă. Nu a venit ghesura, noi te-am mai întrebat odată. Da. Și tu ai zis, stai să mă calmez. A spus că n-am vrut poliția deodată, am vrut poate cumva, eu n-am... Știi, păi ce am vrut așa? Cum? Pentru că eu n-am știut că tu mai ai avut viruluri. Ce n-ai vrut poliția deodată? Eu chiar am vrut să-mi iau cerere înapoi. Vasile, m-a auzit vorba ta. Da, și... Deși tu ai zis n-ai vrut poliția deodată. Pentru că am vrut să ne clarificăm noi între noi. Eu m-am gândit că tu ești în stare. Cum să clarifici tu cu mine dacă tu trăiești cu dânsul, ai copil, tu ai familie, ai ani cu dânsul trăit? Dar n-am vrut adică să ajungă așa ea. Tu nu trebuie să pese de mine cât de dânsul și de copilul tău. Eu știu de asta, eu lui oricum avea să-i spun. Dar tu te-ai gândit că nu avem copil în familie, între noi. Dar eu înțeleg, poate vrei, tu ți-ai stricat o familie și noi trebuie cu femeie, poate vrei și a doilea, nu? Cum ar și tu, fata, femeia ta, să rămâi copilul acasă, vii omul meu să-ți bat ziua de dânsă. Făcut eu țăi la femeie ta și ai să zici tu, dar eu sunt cumpăr, tu nu ești un om, nici nu ai și în viață. Dar spune-te, rog, Doina, tu ai trecut printr-un stres foarte puternic. Da. Totuși, de ce tu ai stat pe gânduri de a-l declara sau nu poliție? M-am gândit că el e în stare de iertare și simplu nu s-a dat seama ceea ce a făcut. Și m-am gândit când el a spus că adică... Lui, milă de el? Când el mi-a spus că mie îmi place de tine în baie, eu m-am gândit că el poate într-adevăr îi place de mine și adică asta a făcut din plăcere, nu că... A vrut adică să bată joc într-o fel de mine. Și m-am gândit că adică el... El nu s-a gândit. Cum? A fost în stare de ivritate și nu s-a dat seama. Vreau să explic aici eu, dacă îmi permiteți. Atunci când este o persoană abuzată sexual, se creează un contact foarte puternic emoțional, anume nesănătos, între o persoană care este abuzată și violator. Și asta poate să explice atitudinea Doinei, pentru că
practic, experiența aceea o legat-o pe moment de... Și eu creat niște emoții și niște trăiri de... chiar de compatimire și părere de rău. Este foarte des când o persoană violată se întâmplă că ea se simte chiar și vinovată de multe ori de faptul că s-a întâmplat acest lucru. Deci gândirea, logica ta are o explicație, ea este bazată pe anume pe faptul că tu ai avut această experiență dureroasă și, și erai confuză ce fel de contact tu ai, ce fel de relație, ce fel de interacțiune tu ai cu violator. Doina, dar vrem să știm, până atunci ai observat ca Gheorghe să te privească altfel decât pur și simplu sora prietenului său? Nu. Ți-a făcut vreodată avansuri? Nu. Dar tu lui? Nu. Dar vreau să te întreb, tu ești fericită alături de Vasile? Da. Și chiar și faptul că el lipsește foarte mult de acasă, nu te face nefericită? Nu simți, da. Nu-i simți lipsa așa foarte acut? Da, simt lipsa, dar el aproximativ cât ședea la Rusia ședea și acasă. El când vine acasă tot șade câte două luni. O lună. O lună jumătate, două luni șade. Dinte, rog, s-a întâmplat vreodată ca soțul tău să ridice mâna la tine? Da. Din ce cauză? Este gelos? Da, și din cauza și la pahar. Așa. Deci, ca să înțeleg, devine agresiv anume când bea alcool? Da, și mult faci gelozie. Vasile, te rog să ne spui, ce anume îți trezea sentimentul de gelozie? A dat vreodată Doina vreun motiv ca să fii gelos? Nu, niciodată. Niciodată nu a fost. Ca eu simt că sau că poate să aflu de careva că poate cumva că... Așa, pe un spus, care alți poate spune eu, care are, poate, și eu de pe noi. Dacă de ce vă bili eu? Cred că ne-a sfătit totuși, dar a fost foarte mult tare, tot la... Foarte mulți ani? Voi de câți ani sunteți împreună? Despre ce foarte mulți ani vorbiți? Asta după noi, așa ne-a sfătit atunci. De 7 ani suntem împreună, de 4 căsătoriți. Și când te-a bătut? Primul an după anunt, după ce am născut fata. De ce? Ce i-a trezit această furie? Că am găsit un număr de telefon. Mergem pe drum eu cu mătr, fata în călească și el. Și el avea un pachet de chimbrite pe care era un număr. Și l-am întrebat, a cui numărul? Și el, de încoași, nu început, adică a strigat la mine. Și am spus, spune-te rog, a cui numărul? Dă sunăm, de ce ascunzi de mine? Și a început a striga și eu tot am spus lui, adică înapoi. Și el m-a lucrat de gât și m-a trăit până la poartă. Te-a trăit de gât până la poartă? Da. Pe jos. Era de față la cumătră. Cumătră a luat fata în braț și s-a dus înainte. Atunci nu ne scădeam și a fost înfuriat și eu. Dar n-am lovit așa cu pumni, cu palmele. Nu, doar ai trăit de gât pe jos, până la poartă. Pe urmă ne-am cerut scuze, ne-am iertare și am spus mai pe urmă. Acesta a fost unicul caz? Nu, acela a fost primul. Unic. Ce îmi spui, adevărul, știu? Ce ascunzi? И вы живете с ним, потому что он успокоился, и у вас есть ребенок, или вы живете с ним, потому что вы его любите и прощаете все ему? Да, потому что любез, потому что он мой дядя, слушай, я старый мульт, я ему ажут лавор и консфат, я лика мама, потому что я у канал чего Луис, мунтей. Știi, dacă ai zice că nu ești fericită, te-aș înțelege mai mult. Pentru că eu îl iubesc și... Dar este clar că aici nu poți să te destăinui. Eu fac primul pas. Mereu asta joi la noi. Da? Știu că când eu nu. Eu întotdeauna îl iert, chiar dacă el nu-ți cere iertare. El nu-și cere iertare niciodată? Așa, rar. Chiar și atunci când te bate? Să mă bat sâmb, vânători, ceva rupt în mine. Nu, a fost o palmă. Atunci de gât mai fost, a fost așa, m-a bucat de gât odată, tot a fost. Lui nu-i place când eu lui spun în față. Am spus, adică... Pentru că tu trebuie să fii o fată cu minte. El te-a luat de 16 ani. Eu când îl întreb ceva, chiar ea că am auzit, ori mi-a spus așa, spun drogă de tu, hai tu începe așa, așa. Și adică de la o vorbă, simt că odată la noi se ies fata. Când ajunge el... Tu te maturizezi, vrei să obții în relația voastră ceva și ești direct și... Da. Lui Vasile probabil nu-i plac lucrurile astea, dar mie mi se pare că când un comportament este de asta dezastruos, este o greșeală. Dar repetarea asta deja devine un comportament. Deja nu sunt greșeli.
și către Vasile, nu știu dacă cunoști care este o pedeapsă penală pentru violență în familie. Cunosc. Tu ai fost la Moscova cu Vasile? Da. Ai stat o perioadă? Da. Este adevărat că te-a amenințat că te aruncă de la etajul 5? Da. Pentru ce? Atunci s-a luat vorba pentru că eu vreau mai mult acasă și el îmi spune, deși ai pe altul, de-te vrei acasă. Și spunem, vreau, noi ne-am dus și părinții au dus acasă. Pe tata nu l-a văzut de vreo jumătate de ană. Și deja 6-7 luni deja. Și vreau, adică, să mă duc înapoi acasă. Am stat câteva săptămâni și zic, poți să mă duc deja. Și el totul m-a servit în seara aceea și eu am fost contra mai departe să servească și tot o luat la ea asta. Și eu tot îi spuneam în seara aceea că eu mă duc acasă, tu îmi servești în tot seara mult, chiar acum cu mâchiul. Deci acum înțelegem și că relația voastră nu este nici pe departe una extrem de fericită și că tu în această relație și aici ești victimă. Sincer, ți-aș pune întrebarea dacă te-ai gândit vreodată să-l lași pe Vasile. Da. Și să-ți cauți fericirea în brațele altui bărbat. Nu știu cât de corect este și cât de sincer vei fi cu mine în prezența lui și da, în prezența... Da, m-am gândit că poate cu timpul o să gândească altfel și că avem un copil, adică să nu stricăm familia de la o sfadă, de la o bătaie. Pentru a-și dovedi dreptatea și a demonstra că nu minte acuzându-l pe Gheorghe de viol. Doina a fost de acord să treacă testul la detectorul de minciuni. A venit timpul să aflăm cât de sincer a fost. Haideți să vedem cum a decurs testul. Dumneavoastră aveți intenția să spuneți doar adevăr la toate întrebările ce am să vă adresez? Da. Testul poligraf s-a petrecut într-o încăpere închisă și fără geamuri, unde au fost prezenți doar Doina și specialistul în domeniu. Întregul proces a fost înregistrat de camerele video. După ce eroina noastră a fost pusă la cunoștință cu regulile testului, a început și etapa propriu zisă a întrebărilor. Numele dumneavoastră este Doina? Da. De la 14 și până la 19 ani, ați întreținut careva relații sexuale pentru ce vă este rușine? Nu. Ați consumat măcar o dată alcool? Da. De la 19 și până la 21 de ani, dumneavoastră ați furat ceva de la persoane ce vă iubeau și aveau încredere în dumneavoastră? Nu. În data după ce ați povestit despre viol, fratele l-a bătut pe Gheorghe? Da. Cu adevărat, Gheorghe v-a impus să întrețineți o relație sexuală? A spus sau nu adevărul Doina? Răspunsul îl aflăm imediat. Doina, a venit momentul adevărului. Să vedem unde ai fost sinceră și dacă ai mințit. Știm că ai răspuns la multe întrebări. Pe noi însă ne interesau trei cele mai principale. Așadar, prima întrebare. Ai dorit să întreții relații sexuale cu Gheorghe Dreava în data de 23 decembrie 2018? Tu ai răspuns nu. Și aici ai spus adevărul. Următoarea întrebare a fost dacă îți dorești ca Gheorghe să fie pedepsit pentru ceea ce ți-a făcut. Răspunsul tău a fost da. Și cum arată testul? Ai spus adevărul. Și ultima, cea mai importantă întrebare la care ai răspuns a fost dacă Gheorghe Dreava te-a violat în data de 23 decembrie 2018. Tu ai răspuns da. Și de această dată tu ai spus adevărul. Cel puțin asta arată detectorul de minciuni. Doina, practic ai fost foarte sinceră. Și mai rar se întâmplă ca toate răspunsurile principale să fie atât de adevărate. Dar zi-mi, te rog, din ceea ce ne-ai povestit tu din relația ta cu Vasile, îți este frică? Da. Îți este frică pentru că bărbatul tău poate să se răzbune pe tine? Da. Chiar dacă tu ești victimă, așa cum susții tu? Da. Cu
cum nu, nu, tu cam ai început să-mi scoți ochii. Tu știu, că... știu că el e vinovat. E gata și el. Aha, dar de ce? Da, și să-mi sfădească. Alexandru, tu fiind un apărător al onoarei surorii tale, ai sărit la bătaie la Gheorghe, dar în momentul în care propria soră îți spune că îi este frică de soțul ei, tu îi închizi gura. Fiindcă amândoi sunt vinoveți. De ce sunt vinoveți? Sora ta este vinovată că a fost violată? Nu, nu. Am în vedere problemele în familie. Dar este vinovată că vine aici să spună sincer că îi este frică pentru că soțul ei o susține doar aici în public, iar acasă poate să o pedepsească pentru însăși faptul că anume ea a devenit victima unui viol. Crezi că este onest? Crezi că este dragoste de frate? Ce zici așa? Dar ce el când sare la mine tu și stai și îl iei într-o parte? De exemplu, îl scoți din cază și... Violul are mii discuți cu familia. Adică, dacă ea a fost violată, putem discuta, dar dacă ea este bătută de propriul soț, trebuie să tacă? Să o vadă o lume întreagă. Aici are problemele. Vasile, cel puțin o lume întreagă a auzit că tu prezinți un pericol, chiar tu, pentru această femeie care se declară încă și victima violului. Și dacă mai devine încă și victima propriului soț, atunci, vai de și amar de capul vostru. Dacă crezi tu că el se va schimba, că copilul va crește, nu se va schimba. Doar că ar fi bine să bateți ușile specialiștilor, să treceți o terapie maritală, conjugală. Da, prin acest lucru e posibil unele schimbări. Îmi pare rău, Doina, fiindcă trăiești un coșmar. Ești o fată foarte frumoasă, ești o fată deșteaptă, se vede că ești o fată cu minte. Îmi pare rău pentru circunstanțele care ai nimerit. Nu mai vorbesc de Gheorghe, las organele abilitate să-și facă concluzia. Față de Vasile, ai o femeie care este o femeie bună. Dacă ai un complex personal ca bărbat și nu ești încrezut, o rezolvi singur cu tine, o rezolvi cu femeia ta, o vorbești, dar Doamne ferești să mai ridici odată mâna. Și dacă mai ridic mâna, scrii cereri la poliție. Fiindcă ai nevoie de susținere și de dragoste și nu așa se rezolvă. Pentru mine a fost mult mai repede clar cine minte și cine nu, începând cu discuțiile lui Gheorghe, lipsa coerenței totale, încercarea de a exagera cu elementele de vinovăție care să le arunce pe Doina. Ai jucat un rol, îmi cer scuze, dar nu prea credibil. Deci pentru mine a fost asta clar din start. În acest caz, noi vedem că Doina, она пытается найти ту поддержку, и она не знает, где ее найти. У нее есть брат, да, и она, и он был первым человеком, к которому она обратилась, что вот это произошло, да. Но в то же время у нее нет уверенности в том, что брат будет ее дальше защищать от супруга. Она не знает, что дальше будет происходить с супругом. Я не знаю, насколько нужно иметь силы, воли об этом говорить здесь, сейчас, говорить о своих страхах, но у нее уже нет пути назад. Если она сейчас об этом здесь не будет говорить, она будет жить в постоянном страхе. Doina, tu mai ales ești acum sub influența stresului post-traumatic. Tu ai nevoie de ajutor specializat. Eu vă rog, chiar familia vă încurajez, luați asta în serios. Care o să fie ajutorul pe care o să-l primească Doina mai departe? Căutați specialiști, aveți nevoie, mă găsiți și pe mine, discutăm. Ai nevoie să-ți clarifici toate urmările situației prin care ai trecut. Vasile, eu cred în tine. Și cred în faptul că dacă tu o să vrei, tu o să schimbi lucrurile în familia ta. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.